Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române, Hristos a înviat. A trecut peste noi duminica în care Domnul Hristos se întâlnește cu Toma și de aici, din muzeul Astra, din fața acestei minunate case de livădar, dacă vreți, din Vlădeștii Vâlcei, ne aflăm dinaintea alegerii chipului care să ne însoțească în tot anul acesta duhovnicesc și cred că Sfântul Toma merită bucuros să-l așezăm într-o astfel de casă europeană, că tot e ziua Europei la îndemâna noastră. Prin Toma suntem mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de suferința acestea și de modul în care Hristos își comunică rănile pentru ca rănile noastre să fie vindecate. Suntem de fiecare dată în Iisus Hristos martorii propriei lui dumnezeiri. Câți dumnezei din lumea aceasta credeți în care ne mișcăm atât de ușor printre dumnezeii de azi pe mâine ar fi în stare să-și arate rănile pentru a putea să ne facă să-L urmăm? Ceilalți ne-ar arăta palate, bogății. Hristos ne arată rana din palmele sale, sângele Său, trupul Său rănit, pentru a-L putea urma și pentru a putea să ne împlinim vocația noastră creștină. Semănăm unii cu ceilalți numai în contextul în care, privind prin rănile din palmele lui Hristos, identificăm lumina învierii. Suntem prin aceasta aproape de apostoli și cu apostoli împreună câștigăm o lume întreagă. Chiar dacă plecăm dintr-o astfel de casă de pomicultori din Vlădești, suntem de fiecare dată dispuși să cucerim lumea de dragul lui Hristos. Seara aceasta trece și peste ziua aceasta în care oda bucuria lui Beethoven devine imnul unui continent întreg. Ce bine ar fi dacă ar fi. Trebuie să păstrăm în adâncul inimii noastre, în schimb, cel mai de preț imn prin care Europa poate să rămână unită. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând celor din mormânturi viață dăruind, nu este un imn de azi pe mâine, ci este un imn al veșniciei noastre. Dacă nu credem că suntem nemuritori, vom face ca toate lucrurile noastre să fie perisabile. Mâine este o nouă zi.